Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Trăim pentru a mânca sau mâncăm pentru a trăi? Sănătatea noastră depinde de alegerea răspunsului corect la această întrebare. Astăzi vom vorbi despre temutul, îngrijorătorul și terifiantul colesterol al zilelor noastre, dar vom face aceasta într-un context unic de prezentare până acum în media din România, și anume ne vom strădui să explicăm pe larg cum apare, de ce apare, din ce moment devine periculos și cum îl putem readuce la valorile normale odată ce concentrația sa a crescut foarte mult. Nu vom vorbi doar despre colesterol, ci și despre alți compuși organici la fel de importanți care pot genera probleme de sănătate dacă concentrația lor crește prea mult, și vom face aceasta în două ediții separate ale emisiunii Știință și Cunoaștere. Astăzi vom încerca să dezbatem problema din punctul de vedere al biochimiei alimentare, biologie genetică și farmacie cu ajutorul invitaților. Profesor dr. Octavian Popescu, directorul Centrului de Biologie Moleculară, membru al Academiei Române și care are și o normă didactică la Facultatea de Psihologie a Universității Babeș-Bolyai. Profesor dr. Carmen Socaciu, reprezentantul României în Organizația Națiunilor Unite pentru Alimente și Agricultură, biochimist la Departamentul de Chimie și Biochimie din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, expert în calitatea și siguranța alimentelor, inclusiv al aditivilor alimentari, și domnul farmacist Ioan Marinescu, cercetător gradul 1. Tuturor le urez bun venit la Știință și Cunoaștere. Cea de-a doua latură a problemei o vom aborda data viitoare, alături de profesor dr. inginer Florin Dan Irimie, șef catedră la Catedra de Biochimie și Inginerie Biochimică a Universității Babeș-Bolyai, și profesor dr. Adrian Pătruț. Cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră ați auzit vorbindu-se de colesterol, trigliceride, grăsimi saturate și nesaturate și altele. Iar aceste denumiri le puteți citi pe etichetele majorității produselor alimentare pe care le cumpărați zilnic de la magazin. Nu vom repeta ceea ce s-a spus și s-a scris de nenumărate ori despre toate acestea, deoarece astăzi vom avea o cu totul altă perspectivă asupra problemei. De asemenea, mulți dintre dumneavoastră aveți deja una sau mai multe probleme dintre aceste probleme încă nerezolvate și ați luat măsurile corespunzătoare. Ați redus semnificativ sau poate drastic alimentele cu conținut ridicat de grăsimi saturate, colesterol și trigliceride. Dar analizele noastre sanguine vă arată aproximativ același lucru. Și atunci v-ați adresat medicului specialist care v-a recomandat un tratament alopat, al cărui efecte este semnificativ, dar pe care trebuie să-l consumați pe tot restul vieții. De ce nu e suficientă doar o reechilibrare a dietei și a evenimentelor emoționale? De ce sănătatea noastră va depinde în cele din urmă de un medicament ce va trebui luat în permanență? Vă propun mai întâi să vizionăm filmul pregătit și apoi vom reveni cu întrebări și răspunsuri. Astăzi vom învăța câteva elemente de bază legate de mecanismele fiziologice de biosinteză, respectiv inhibare a producției unor compuși organici în funcție de anumiți factori generatori. Cum se știe, în condiții de sănătate, organismul uman sintetizează, transportă, prelucrează sau inhibă diferiți compuși complexi în funcție de nevoile sale implicite. Colesterolul, proteinele, clasa grăsimilor saturate și nesaturate, lipidele, lipoproteinele și multe altele sunt absolut necesare pentru buna funcționare a corpului biologic. Dar în situația prezenței unor excese de orice natură, dietă zilnică necorespunzătoare, factori emoționali precum stres sau factori genetici, aceste mecanisme de sinteză, transport, prelucrare și inhibare sunt perturbate, determinând apariția unor afecțiuni mai mult sau mai puțin severe. Cei mai temuți compuși organici care ne amenință sănătatea sub incidența factorilor perturbatori amintiți sunt colesterolul, trigliceridele, grăsimile saturate, mai ales cele cu lanțuri moleculare lungi, și altele. În cele ce urmează vom explica mecanismele fiziologice de biosinteză, respectiv de inhibare pentru grăsimile saturate. Odată ce acestea sunt înțelese ca principiu de funcționare, dumneavoastră veți putea lua deciziile cele mai bune, alături de medicul specialist, pentru remedierea situațiilor patologice. În societatea occidentală, creșterea anormală a concentrației de colesterol, trigliceride, grăsimi saturate cu lanțuri moleculare lungi și altele se află la baza multor maladii degenerative și nu numai. Factorii genetici sau perturbatori, ai acestor mecanisme favorizează apariția unor erori de metabolizare și alte disfuncții. De exemplu, anumite molecule din clasa acizilor grași saturați cu lanțuri foarte lungi, precum acidul lignoceric cu 24 de atomi de carbon și acidul cerotic cu 26 de atomi de carbon, încep să fie acumulate în proporții îngrijorătoare la nivelul fiecărei celule ale organismului. Ele distrug teaca de mielină a celulelor nervoase, determinând apariția distrofiilor. În animația următoare, chiuveta reprezintă celulele corpului, iar nivelul apei măsoară concentrația de compuși organici complexi, adică proteine, grăsimi saturate, colesterol și altele. La oamenii sănătoși, țeava de scurgere este liberă și permite transportul și prelucrarea, dizolvarea lor în mod eficient. Dacă dieta zilnică introduce prea mult colesterol și grăsimi saturate în corp, sau dacă se manifestă erori de metabolizare datorită unor factori psihoemoționali sau genetici, țeava de scurgere se îngustează și nivelul apei, între ghilimele, crește la valori periculoase. Țeava de scurgere este înțeleasă aici ca o enzimă sau grupuri de enzime ce transportă și prelucrează, de exemplu, acizii grași saturați. Așadar, acizii grași saturați și nu numai, au o dublă origine în organism, dietă necorespunzătoare și biosinteză. În cazul oamenilor sănătoși, aceste grăsimi sunt transportate de către peroxizomă și dizolvate de către enzimile oxidice și astfel, conform animației, țeava de scurgere este deschisă, iar nivelul de apă rămâne scăzut. Dar în cazul oamenilor bolnavi, apare o deficiență a transportului acestora, și astfel ele încep să se acumuleze în celule, fapt ilustrat prin blocarea țevii de scurgere și creșterea nivelului apei. Majoritatea sfaturilor medicale au în vedere oprirea robinetului stâng, adică a dietei pe bază de grăsimi saturate și proteine de origine animală. Așadar, pacientul comută pe o dietă lipsită de proteine, grăsimi animale și acizi grași saturați, dar robinetul biosintezei, cel din partea dreaptă, continuă să furnizeze acești compuși în organism în cantități mari. Estimările arată că o dietă sănătoasă contribuie la o scădere a colesterolului și sau trigliceridelor cu până la 20-25%, ceea ce în unele situații este insuficient, iar restul de 75-80% se datorează biosintezei. Problema este doar indirect legată de biosinteză, deoarece în realitate de cele mai multe ori nu funcționează țeava de scurgere. Am precizat mai devreme faptul că țeava de scurgere reprezintă echivalentul unor enzime de transport și prelucrare a grăsimilor saturate, colesterol, trigliceride și altele. Studii asupra cărora nu există încă un consens în lumea științei, dar care se desfășoară în unele laboratoare din lume, urmăresc să demonstreze eficiența unor extracte comestibile din uleiuri vegetale naturale ce pot remedia sau preveni apariția unor maladii degenerative extrem de grave. Așa cum se cunoaște, acizii grași saturați sau nesaturați își măresc lanțul molecular printr-un proces de creștere în care se adaugă simultan atom de carbon atunci când o pereche de acizi, saturați-nesaturați, se leagă într-un anumit loc la enzimele de creștere. Problema este aceea că o singură grupare complexă enzimatică peroxizomală determină creșterea simultană a lanțurilor moleculare ale acizilor grași saturați și nesaturați. Aceasta determină la rândul ei ca cele două familii de acizi grași să concureze pentru ocuparea unui loc în zonele de cuplare la enzime. Ipoteza care se verifică în cele mai specializate laboratoare din lume se referă la introducerea unui al treilea concurent în competiție, capabil să se conecteze la enzima de creștere, determinând-o să îi adauge atom de carbon cu o viteză mai mare decât la predecesorii săi. În cazul tragic al familiei italiene Augusto și Micaela Odone, fiul lor Lorenzo, în vârstă de 6 ani, a fost diagnosticat în anul 1984 cu adenoleucodistrofie, datorită unei erori de metabolizare a acizilor grași saturați, ceea ce i-a atacat creierul și organele vitale, inducând o paraplegie. După scurt timp, el și-a pierdut capacitatea de vorbire, vederea și abilitatea de a-și controla saliva, având nevoie de îngrijiri speciale 24 de ore pe zi. Pentru a-și salva fiul de la o moarte sigură, cei doi părinți s-au informat temeinic asupra tuturor cercetărilor legate de sinteza acidzilor grași și au descoperit o modalitate practică de inhibare a biosintezei acestora. Ei au folosit un produs dietetic special care joacă rolul unui concurent inhibitor aflat în competiție cu alți agenți. Acest concurent determină apariția unui mecanism fiziologic de inhibare a biosintezei și se numește inhibitor competitiv. Filmul ne arată că în prezența acestui inhibitor, enzima de creștere este determinată să adauge atom de carbon la acizii grași nesaturați într-un ritm mai mare decât în cazul acizilor grași saturați. Astfel, în cazul maladiei lui Lorenzo au fost identificați doi acizi grași saturați nocivi, și anume acidul lignoceric cu 24 de atomi de carbon și acidul cerotic cu 26 de atomi de carbon. Enzimele lor de creștere au fost inhibate cu ajutorul altor doi acizi nesaturați, ce s-au dovedit a fi mai puțin nocivi pentru organism. Este vorba despre acidul oleic, componenta de bază a uleiului de măsline, și acidul erucic, componenta de bază a uleiului de rapiță. Acestea sunt preparate sub formă de trigliceride comestibile în proporția de 4 părți acid oleic, o parte acid erucic, cantitățile fiind aproximativ de 30 respectiv 8 grame. Este important de menționat faptul că utilizarea acidului erucic în cantități exagerate poate favoriza apariția unor boli de inimă precum lipidoză cardiacă, leziuni miocardice, depuneri de colesterol în glanda suprarenală, afecțiuni ale sistemului genital și altele. Aceștia se comportă ca inhibitori ce limitează creșterea lanțului molecular al celor două grăsimi saturate până la 20-22 de atomi de carbon față de 24-26, ceea ce le-a făcut mai prietenoase pentru organism. Insistăm încă o dată asupra faptului că aceste cercetări nu sunt finalizate și separarea acizilor grași benefici din uleiurile naturale este dificilă, deoarece toate uleiurile conțin atât acizi grași saturați cât și nesaturați, dar în proporții diferite. Cu toate acestea, datorită acestor descoperiri, părinții lui Lorenzo i-au prelungit viața cu încă 24 de ani, dar cu refacerea doar parțială a funcțiilor motorii. El și-a recăpătat vederea, vorbirea și a putut ocupa o poziție verticală în scaunul cu rotile. În această ilustrație avem situația normală și cea patologică corectată, observându-se faptul că țeava de scurgere este în continuare blocată, dar valorile sanguine, colesterol, grăsimi saturate, trigliceride și altele sunt normale. O parte din elementele prezentate în film au fost preluate din articolele online postate de tatălui Lorenzo, în dorința sa de a oferi un sprijin tuturor celor interesați. Înțelegerea corectă a mecanismelor de inhibare competitivă se află acum pe agenda de lucru a cercetătorilor pentru găsirea celor mai bune remedii naturale și sau alopate în tratarea maladiilor grave degenerative. Cel mai bun exemplu despre alimentație cât se poate de necorespunzătoare îmi aparține mie, realizatorul acestui serial. Datorită unor excese alimentare, pe termen lung, mi s-a descoperit cu totul întâmplător o valoare de peste 300 de unități ale colesterolului în sânge la vârsta de 18 ani, dar am continuat să folosesc un regim nesănătos încă aproape 10 ani. După 1989, odată cu accesul la informație, am început drumul lung și dificil al revenirii la normalitate. Iată ce înseamnă concret consecințele unei alimentații nesănătoase. Am deschis robinetul dietei bogate în grăsimi saturate, trigliceride și colesterol și am început să-i dau drumul tot mai tare. Corpul sesizează această cerere suplimentară și începe să mărească nivelul de biosinteză pe care îl ilustrez prin deschiderea echivalentă a acestui robinet. Aici avem biosinteza. Urmăriți acum cât de repede se umple chiuveta cu apă. Țeava de scurgere este prea îngustă pentru a reuși să elimine surplusul în timp atât de scurt și atunci aceste grăsimi încep să se acumuleze și ulterior să se depună în diverse locuri. A reveni spre sănătate este foarte greu, deoarece chiuveta, țevile și robineții încep să manifeste defecte și funcționează tot mai greu. Mai întâi a trebuit să închid robinetul dietei nesănătoase și apoi să descoper soluții pentru micșorarea debitului robinetului de biosinteză până la valorile maxime acceptabile. Chiar dacă Țeava de scurgere s-a îngustat, echilibrul poate fi menținut în limitele admise și în acest moment mă pot bucura din nou de starea de sănătate a primei tinereți. În prezent se studiază cu succes inhibitori ai ARN polimerazei, inhibitori ai sintezei acizilor nucleici, inhibitori ai sintezei proteice și alții. Cât de eficientă va fi însă această dietoterapie vom afla numai după încheierea analizelor datelor de laborator. Până atunci, ceea ce puteți face este să folosiți o dietă sănătoasă și un mod de viață armonios pentru a preveni sau reduce agresiunea evoluției unei eventuale boli. Știința este o cunoaștere aranjată și clasificată în conformitate cu adevărul, faptele și legile generale ale naturii. Ea este o căutare atentă, disciplinată și logică de cunoștințe despre toate aspectele vieții și universului, obținute prin examinarea celor mai bune observații experimentale și dovezi disponibile, fiind întotdeauna supusă unor revizuiri, corecții și îmbunătățiri pe baza descoperirilor unor noi dovezi. Așadar, mai întâi, poate câteva opinii legate de acest film. Mi se pare foarte sugestiv și cred că apreciat de telespectatori, pentru că, într-un mod foarte simplu, se poate sugera în linii mari cât de complex este mecanismul acesta al reglării modului de metabolizare a lipidelor, a aportului prin dietă și rolul biosintezei. Da, felicitări, este o idee foarte bună și pornind de la această idee, sigur, putem continua o discuție mai elevată, dar sigur păstrând nivelul acesta de înțelegere pentru cei care nu sunt specialiști. Exact. Și mai ales transpunerea din figurativ a sistemului de scurgere din film pe chiuveta respectivă a fost o idee foarte fericită, ceea ce a mărit gradul de înțelegere a fenomenului de către telespectatori. Da, și faptul că ați diferențiat cele două componente, deci componenta exogenă și componenta endogenă, tot în acea imagine cu chiuvetele, da, este foarte apropiată de realitate și foarte sugestiv prezentată. Am căutat să găsesc o chiuvetă cu două robinete separate, dar știam că numai la dumneavoastră, undeva acolo, am văzut că aveați... în muzeul unor laboratoare, pentru că acum avem cald și rece la pe același robinet, dar poate că am putea adapta și această idee, ce este cald și ce este rece, între dietă și biosinteză. Și asta ar fi o idee. Să continuăm acum cu partea de biologie moleculară pentru a afla dacă există cercetări și rezultate cu privire la alte mecanisme de inhibare competitivă sau non-competitivă, ceea ce ar putea rezolva în mod asemănător problema nu doar a ceea ce s-a spus în film, ci și a colesterol, trigliceride, acizi grași saturați și altele. Sigur că există și se publică în permanență. Chiar înainte de a veni la emisiune am făcut o încercare pe EC Web of Science să văd ce articole mai sunt în domeniul respectiv și când am dat colesterol au apărut numai review-uri, deci trecere în revistă a problemei, 16.000 de publicații de când înregistrează această societate, acest institut internațional pentru informatică științifică. Deci e o luptă grea se dă aici pentru colesterolul ăsta. Da, se dă. Acum, ce putem, să spunem, remarca în cercetările care se desfășoară în prezent? Sigur, e căutarea de inhibitori, cum spunea și dumneavoastră, inhibitori competitivi. Exact. Cei mai folosiți în prezent, deci care deja au trecut de testele clinice, sunt așa numitele statine, care sunt inhibitori ai biosintezei colesterolului endogen, acționează într-un chiar la începutul sintezei. Sinteza sau biosinteza colesterolului implică 36 de etape Deci începe de la 2 atomi de carbon, este un produs care rezultă, e vorba de ionul acetat, care rezultă din toate metabolismele, inclusiv metabolismul lipidelor, metabolismul glucide, metabolismul proteinelor. E, și de la acest acetat, de fapt acetil, este, să spunem, un acid acetic, fără o grupare... Da, e prima, da. Cum deci aveam este, aici... toate lipidele, fără excepție, încep sinteza de la acest... Cel mai simplu, da, de deci la acest chiar primul lanț. Da, de la acest acetat. Și după aceea se adaugă din doi în doi. Acum, la colesterol, se cuplează în primul rând. Deci acest acetat trebuie legat de o coenzimă. E vorba de așa numită coenzimă A. Și acetilcoenzima A. Deci prin legare cu acetatul devine acetilcoenzima A. Două molecule de acetilcoenzimă A, după aceea se adaugă a treia și se obține un produs cu 6 atomi de carbon, care este acidul mevalonic. Și, de fapt, lanțul ăsta tot crește. La acizi grași continuă creșterea. Deci, dar din 2 în 2. Deci se merge din 2 în 2. De aceea, deci avem acidul palmitic cu 16 atomi de carbon, da. Acidul stearic, vorbind de acizi care sunt, de exemplu, în slănină, în grăsimea de porc, în untura de porc. Aceștia sunt cei mai întâlniți, acidul palmitic și acidul stearic. Acidul stearic are 18, acidul palmitic are 16 atomi de carbon. La colesterol, colesterol are 27 atomi de carbon. Dar el pornește de la 2 atomi de carbon, ajunge la 6 atomi de carbon și acest inhibitor, aceste statine, sunt acum foarte multe, să spunem. Nu există și ceva mai puțin agresiv, pentru că totuși statinele astea le-am luat și eu și mama. Nu, statinele, da, statinele au acele efecte secundare nedorite. Ceea ce se încearcă acum este la nivelul receptorilor. Deci receptorii pentru colesterol. Deci fie o activare a receptorilor în sensul de a introduce mai mult colesterol intracelular, care apoi, odată ajuns în celulă, el este metabolizat, catabolizat, este degradat, ca să nu mai circule atât de mult în circulație. Dar aceste cercetări sunt abia la început, acum, pe receptori. E același lucru și cu diabetul de tip 2. Tot cu receptorii pentru insulină e problema. Asta ar însemna că ar scădea cel ce se depune pe vase? Dacă l-ar lua celula, va crește, să zicem, introducerea în celulă, sigur că va scădea cel în circulație. Cum spunea și dumneavoastră în exemplu care l-ați dat cu cele două chiuvete. Noi putem, printr-o dietă echilibrată, să reducem cantitatea de colesterol, deci de colesterol exogen din afară, cu 15-20%. Dar problema, deci până la urmă vedem că problema nu este la colesterolul exogen, ci la cel pe care noi, propriile noastre celule, e vorba de celula epatică, dar știți că la mine problema a fost că, datorită unor excese, am dereglat mecanismul de biosinteză. Și atunci el s-a accelerat, mai mult decât... Da, este adevărat. Și acest lucru se întâmplă și în cazul hormonilor steroizi. Dacă administrăm exogen, apar dereglări în feedback-ul normal. Și organismul îi produce și el, Deci organismul fie produce, fie nu mai produce. Deci poate să fie două. Deci două aspecte. Sigur, la colesterol e problema că organismul continuă să producă, indiferent de cantitatea de colesterol cât de mare ar fi, el va continua să producă și endogen, este metabolismul normal. Colesterolul, sigur, a jucat în evoluție un rol foarte important, că membranele celulare fără colesterol sunt foarte, foarte elastice. Deci nu au rigiditate. Colesterolul introduce rigiditate în acel strat dublu lipidic care constituie partea cea mai importantă a unei membrane celulare. Deci, practic, apariția membranelor celulare, izolarea mediului intracelular de cel extracelular a avut un rol esențial în evoluția vieții, să spunem, pe planeta noastră. Dar revenind la colesterol, să spunem, la mecanisme moleculare enzimatice. Deci ceea ce se încearcă în momentul de față, deci ce s-a lucrat foarte mult, se lucrează încă pentru a găsi statine sau echivalența statinelor cu efecte secundare mai puțin dăunătoare pentru organismul uman, dar, așa cum am spus, se merge și pe identificarea unor căi de a activa receptorii, fie de a crește cantitatea de receptori, fie de a crește capacitatea acestor receptori de a fixa și apoi de a endocita, de a introduce, de a transporta în interiorul celulei colesterolul care circulă liber. Sigur, ați vorbit și de alte lipide, nu acizii grași, la fel sunt o componentă importantă a fosfolipidelor. De fapt, fosfolipidele reprezintă cea mai mare parte a unei membrane și aici vorbim de fosfatidilcolină, în primul rând, fosfatidilserină, fosfatidil etanolamină și alte fosfolipide. Sunt denumiri complicate. Interesant este că la bacterii și la eucariote, la om, la ființele superioare, membranele sunt asemănătoare, dublul stralipidic. Există o categorie de microorganisme arheane care au un singur stat lipidic. Dar acolo se explică, deoarece acizii grași, care sunt în dublu stralipidic, lungimea lor, deci partea hidrofobă, cea care este în interiorul membranei, este, deci ajunge cam la C40. Da. Deci cam 40 de atomi de carbon, cam 7 nanometri grosime are o membrană. La aceste organisme, microorganisme care rezistă la temperaturi foarte ridicate și la aciditate sub pH 1, deci aceste organisme arheane, arhea, există un singur strat lipidic, deoarece ele au o singură catenă cu 40 de atomi de carbon, care se leagă într-un capăt de glicerină și în celălalt capăt tot de glicerină, cum se întâmplă și cu fosfolipidele, cu acizii grași normali. Dar totuși să revenim la acești inhibitori. Doamnă profesoară Carmen Socaciu, ce alți inhibitori ați mai descoperit până acum și în ce afecțiuni pot avea efecte semnificative? Cum pot fi introduși în organism? Da, trebuie să discriminăm aici două tipuri de nivele de inhibiție. Am discutat până acum inhibiție la nivelul biosintezei. Inhibiția aceasta are loc la nivelul unor situsuri enzimatice. Deci enzimele au o anumită porțiune a lor care este sensibilă și care așteaptă, să spunem, este ca o mașinuță, ca un mecanism care așteaptă o moleculă pentru ca ea să funcționeze. Deci, dacă, cum am arătat, de exemplu, într-una din aceste planșe. Exact, așa cum ați arătat și în film. Dacă în locul moleculei așteptate de enzimă apare un competitor, o moleculă care seamănă lipidului care conține colesterol. Asta e ideea. Cine sunt acești inhibitori? Și eu am făcut un surfing de literatură foarte recentă între compușii naturali, pentru că am să mă refer îndeosebi la compuși naturali. S-a demonstrat în ultimii ani că fitosterolii, adică sterolii pe care plantele îi sintetizează și care sunt oarecum omologii colesterolului în regnul animal, acești fitosteroli, citosterolul sau stigmasterolul pe care îi găsim în multe uleiuri și nu întâmplător, dietele actuale ne stimulează să luăm ulei de măsline, ulei de in, ulei de cânepă, ulei de pește, sunt bogate în aceste forme de steroli care sunt inhibitori de sinteză ai colesterolului și în general inhibă sinteza acestor lipide grele și care aduc prejudicii. Și în care din aceste uleiuri se găsesc cel mai mult? În ala de măsline, de rapiță, de pește? În general, în semințele unor plante extrem de bogate în acid linoleic, pentru că nu întâmplător se asociază fitosterolii cu anumiți acizi grași nesaturați, despre care poate vom vorbi mai încolo, și anume acești omega-3 și omega-6, acidul linoleic și acidul linolenic, C18,2 și C18,3. Aceasta este inhibiția la nivel de biosinteză, dar trebuie să discutăm și o altă formă de inhibiție, inhibiția la nivelul absorpției lipidelor. Deci atunci când preluăm prin hrană, prin alimentație, forme de lipide complexe, cum sunt steridele, deci colesterolul asociat cu diferiți acizi grași, care pot fi saturați cu moleculă lungă, dacă mâncăm slănină, de exemplu, la nivelul intestinului, dacă alimentația a conținut multe fibre, adică compuși macromoleculari de tip pectinic sau polifenolic sau taninuri, s-a demonstrat că aceste fibre împiedică absorpția lipidelor și inclusiv a celor ce conțin colesterol la nivel de intestin. Deci și aici apare o competiție și o inhibiție semnificativă la nivelul de absorpție. Deci avem aceste două nivele. Nivelul de absorpție a fi acel canal al chiuvetei, unde sunt acele enzime în aval, nu enzimele, să le spunem, în amonte, care sunt în biosinteză, ci enzimele din aval. Da, e foarte... Da, vă rog. E interesant că cercetătorii s-au repezit întâi și întâi la a găsi o enzimă de la capătul lanțului. De sinteză, da. Biosinteze. Da, de blocare a sintezei colesterolului. Aceasta este o cale. Ceea ce a descoperit acel domn cu băiatul cu leucodistrofia respectivă este un... Nu este o enzimă, este un acid care blochează sinteza la capătul celălalt, de la 20 la 22 și de la 22 la 24. Rămâne ca viitorul să dovedească că se poate bloca sinteza colesterolului și pe parcurs, sau și mai interesant, și mă mir că încă nu avem cercetări în domeniul ăsta, poate domnul academician să ne spună, de ce nu blocăm sinteza enzimei respective? Este mult mai ușor și mai elegant. Foarte interesant. Sigur că da. Problema este abordată la nivelul ADN-ului. Deci, practic, să blocăm exprimarea genei respective. Treaba nu este simplă. Deci, ca telespectatorii să-și imagineze, e acel omuleț care umbla cu biluțele și adăuga atomii de carbon. Bun. Da, deci la nivelul ADN-ului, acolo unde avem gena care codifică enzima respectivă și în cazul statinelor este vorba de hidroximetil glutaril, coenzima A reductază. Deci e vorba de o reductază, așa, care transformă un compus cu 6 atomi de carbon într-unul cu 5 atomi de carbon și de la care după aceea pornește sinteza nu numai a colesterolului. De aici apar efectele negative. Deci e vorba de compuși izoprenoiți de tip izoprenil pirofosfatului sau alil pirofosfatului, care sunt implicați și în alte sinteze, nu numai a colesterolului. Noi blocând această reductază, până la urmă blocăm și alte mecanisme, alte căi care sunt utile organismului. De aici problema. Și sigur, unde toți își pun problema, unde este mai bine să blocăm? Nu? Dacă blocăm la nivelul de 2 atomi de carbon, să spunem, atunci putem să blocăm întregul metabolism, putem afecta și alte căi metabolice. Da. Ca un arbore la care dacă îl tăiem de la trunchi, afectăm toate ramificațiile și toate ramurile. Și atunci, ideea părinților lui Lorenzo că îl blochează chiar la sfârșit? Păi nu. Ideea este, sigur, blocare, dar blocare controlată. În sensul în care, deci, nu să inactivăm gena complet, oarecum reversibilă. Nu. Deci să fie ceva care să fie controlat prin un mecanism feedback. Atunci când cantitatea de colesterol crește, să fie blocată gena respectivă. În momentul în care cantitatea de colesterol se normalizează, gena să devină din nou funcțional. Ca la un sistem, ca să înțeleagă publicul, să zicem, o centrală termică. Când temperatura a crescut peste o anumită valoare, intră termostatul. Acesta ar fi un biochemostat. Deci, sau un genostat. Deci, și lucrul acesta s-a reușit în ingineria genetică la plante. Adică să devină o genă, să devină activă numai când este atacată de, să spunem, o anumită larvă. Și atunci se activează gena. Dacă nu este atacată, gena nu se va activa niciodată. Deci, sigur, mult mai complex este sistemul la om și implică și alte probleme de etică. Până la urmă, că nu putem experimenta. Deci toate modelele noastre experimentale se bazează pe modele animale șoarece, da, numai ei nu mai puteau aștepta, adică aveau la dispoziție 2 ani de zile în care ori fiul lor murea, ori... Sigur, și sunt aceste boli rare în care sunt, să spunem, defecte în metabolismul, în biosinteza colesterolului și atunci nici marile companii farmaceutice nu sunt interesate. Cum spunea și profesorul american. Dacă ies bani, atunci treaba merge. Nu sunt bani, adică nu-i prins de interes, sunt un caz la 1 milion. Da, și nu se finanțează cercetare pentru așa ceva. Nu se finanțează cercetare pentru așa ceva. Deci sunt multe boli în care este, să spunem, sunt implicate diferite etape în biosinteza colesterolului, în care o enzimă, să spunem, gena pentru enzima respectivă nu funcționează și atunci se acumulează produse din aval și dau boli care, deci în cazul blocării acestei reductase de care vorbeam, la 6 la 5 atom de carbon, blocarea nu afectează, nu duce la acumularea de produse din aval, dinainte, din amonte, nu duce la blocarea, la acumularea de produse din amonte, deoarece sunt produși foarte simpli care pot fi automat reutilizați în alte căi metabolice. Dar pe măsură ce înaintăm și ajungem la 15 atomi de carbon, lucrurile se complică. Acumularea acestor produse în exces duce la așa zisele tezaurismoze. Deci boli, dar sunt foarte rare, foarte, foarte rare. Dar ce poate să facă o persoană care suferă de o asemenea maladie? Și o să vă dau și un exemplu, deoarece două persoane care m-au contactat pe internet, sigur, au vizionat toate materialele pe care eu le prezint și le promovez ulterior după emisiune și, de exemplu, una dintre aceste persoane spunea că suferă de o boală în care se pierde forța de coeziune a atomilor care formează lipiciul acela dintre celulele vaselor capilare și toate vasele capilare au explodat. Deci forța de coeziune a atomilor din lipiciul care menține celulele la oaltă, ca și cărămizile. Da, e vorba de cărămizile nu mai stau. Da. Adezivitatea celulară. Dar acolo sunt mai puțin implicate lipidele. Sigur. Sunt implicați compuși. Da, am zis eu lipici în ghilimele. Da, chiar așa se poate numi ca un lipici care ține împreună. Deci acolo sunt molecule, deci sunt proteine. Se agață între ele acele proteine și dacă ele au făcut o mișcare în care unghiul acela nu mai corespunde, forța de... Da, sunt acele molecule de adeziune, sunt așa numitele molecule de adeziune sau de adezivitate celulară. Acestea sunt molecule foarte complexe și sunt în mai multe familii. Dar ce poate să facă o asemenea persoană care are... Păi nu, în primul rând trebuie să identifice care din acele componente. E componenta glucidică, e componenta proteică, e componenta lipidică. Deoarece acolo e vorba de matricea extracelulară, deci ceea ce e în afara celulei, dar la suprafața celulei. Sunt elemente care sunt fixate în membrana celulară, sunt elemente care nu sunt fixate în membrana celulară, dar care ajută la coeziunea, la lipirea, să spunem, unei celule de cealaltă celulă. Acum depinde de distanță. Atunci când distanța între celule e foarte mare, intervin anumite molecule. Când distanța se micșorează, intervin alte molecule și când distanța e foarte mică, intervin alte molecule. Mai spuneam în plus că ei s-au alungit și celulele roșii, nu mai sunt rotunde, că au devenit eliptice. Nu, și celulele... Nu mai... Da, deci celulele roșii, globulele... Și eu zice ca să nu deviem de la... Păi nu, globulele roșii pot să se deformeze, sunt foarte elastice, deoarece nu pot să treacă altfel prin capilarele mici. Dar problema este identificarea componentei... Există studii? Există studii și sunt... Și probabil de acolo începând să... Cercetări la Târgu Mureș, de exemplu, pentru valvele cardiace astea artificiale, la București, la Institutul Nicolae Simionescu. Ce înseamnă trigliceride, eu am zis în film și mă corectez acum, biodisponibile, am spus cum e, pe care le-au folosit părinții lui Lorenzo pentru a introduce în organism acei 2 acizi, pentru că nu i-a introdus direct, așa, în puritate 100%, ci spuneam ei că s-a folosit acest intermedial, trigliceride biodisponibile. Ce sunt acestea și cum se prepară? Acum, marea familie a lipidelor, ca să sumarizăm puțin, include această clasă mare de gliceride, care sunt lipidele combustibili. Deci, în principal, organismul le preia din hrană sau le poate sintetiza de novo din acizi grași asociați cu glicerina și le folosește sau le stochează sub formă de țesut adipos, da? Sau le arde ca și combustibil și care conferă energie. Sunt o categorie de lipide. A doua despre care noi am vorbit sunt acele lipide în care partenerul alcool este colesterolul și el este asociat cu diversi acizi grași pe care i-ați prezentat foarte frumos și care pot fi acizi grași saturați cu molecule mici, scurte și cei cu molecule foarte lungi, până la 24-26. Da. Mai este o familie de care am amintit aici, de acele lipide polare cu rol metabolic deosebit, cum sunt fosfolipidele. Deci avem, de fapt, în această mare familie de lipide, mai multe subfamilii. Și acest intermediar, ce rol are, de fapt? Ce face? Protejează organismul de o altă reacție în momentul în care era efectiv ingerat acel ulei? Sau... Nu știu la ce intermediar vă referiți. Ce intermediar? Deci aceste trigliceride biodisponibile. Da, trigliceridele sunt forme de lipide, vă spuneam, esteri ai glicerinei pe care îi preluăm din hrană. Ele pot să fie, dacă acidul gras este saturat, ele sunt predominant solide și se găsesc în grăsimile animale, iar dacă acizii grași sunt și nesaturați în mare măsură, ele sunt deja uleiuri și nu le spunem grăsimi, ci le spunem uleiuri, dar sunt tot din clasa lipidelor. Da, da, da. De ce este bine? Asta este problema. De ce este bine să ne hrănim cu multe gliceride fluide, adică uleiuri? Tocmai pentru că ele conțin acești acizi grași nesaturați și poate au auzit telespectatorii despre acizii omega-3 și omega-6 și efectul lor antioxidant și ei sunt competitori, ca să discutăm în contextul trecut, ei sunt competitori și pot inhiba competitiv biosinteza de novo a unor acizi grași saturați în organism. Deci avem nevoie de ei și nu degeaba le și spunem acizi grași esențiali. Deci sunt esențiali acidul linoleic C18 împărțit la 2 și lumea să înțeleagă că acest 2 înseamnă două legături duble, deci este nesaturare cu două legături duble și sunt omega-3 pentru că sunt la carbonul al treilea din acidul gras sau sunt omega-6. O problemă medicală deosebită este raportul acestor acizi, omega-3 și omega-6. Și aici apar disfuncții la nivelul metabolismului lipidelor pentru că populația în zilele noastre mănâncă uleiuri cu prea mult omega-6, cum este uleiul de floarea soarelui. Raportul optim între omega-3 și omega-6 trebuie să fie 1:1 sau 1:2, așa cum e 3/6, 1:2. Ori mâncăm prea puține alimente cu omega-3. Unde se găsește omega-3? În uleiul de pește, în uleiul de in, în uleiul de cânepă, în uleiul de nucă. Sunt aceste uleiuri extrem de valoroase. Uleiul de floarea soarelui are foarte mult omega-6 și de aceea este într-un fel criticat pentru faptul că nu aduce acel echilibru necesar omega-3, omega-6. Deci aceștia sunt actori foarte importanți pentru a ne menține acel echilibru al metabolismului lipidelor. Domnule Ioan Marinescu, o altă perspectivă pe care aș vrea să o prezint este cea legată de efectul farmaceutic al statinelor și altor medicamente pe care foarte mulți pacienți trebuie să le folosească continuu. Până la urmă, ele desfundă țeava aceea de scurgere, dar pacientul trebuie să le ia multă vreme și când le întrerupe, apar probleme. Da. La ora actuală, pe piața Statelor Unite se comercializează statine în valoare anual, în valoare de 6 miliarde de dolari. Sunt medicamente cu, pe termen lung, deci nu le iei azi și mâine uiți de ele. Sunt medicamente care, dacă faci greșeala de a le întrerupe brusc, memoria biochimică a organismului nostru te readuce la stadiul inițial al nivelului de colesterol sanguin. De aceea, întreruperea lor se face treptat în decursul a 3 luni sau scăderea dozelor se face treptat spre a prelungi efectul și eventual a face ceva economic. Asta e foarte interesant și să știți că eu aproape intuitiv, fără să fi citit despre treaba asta înainte, m-am folosit de un interval de 6 luni de zile în care eu am redus treptat consumul acestor statine de la 1 la 2 zile, 20 de miligrame împărțită în 2 jumătăți, practic 10 miligrame pe zi mi-a fost recomandat, la 3 zile, la 4 zile, după aia luam 1 pe săptămână, 1 la 2 săptămâni și am continuat așa încă multă vreme, când am renunțat și la aia 1 la 2 săptămâni, după 2 luni iar era colesterolul la loc. Nici acolo nu a fost suficient. Până când în ianuarie din acest an am reglat și alimentația, am devenit complet vegetarian, vegan 100%, nu mă puteam scăpa de ciocolată și de anumite produse care totuși încă nu... De unde s-a pornit? Și... Toți săracii fitoterapeuții și-au adus contribuția majoră. Există o ciupercă, Oyster Mushroom, deci ciuperca scoică, care face parte din genul Pleurotus. Seamănă cu iasca, domnilor și doamnelor, cu iasca care o găsim pe trunchiurile copacilor, dar și cu pleurotusul care îl găsim în magazinele alimentare. Și s-a observat că cine consuma acest pleurotus sau acest Aspergillus terreus, mai precis, denumirea respectivă, avea un colesterol mai scăzut. S-a izolat principiul activ și s-a trecut la sinteză, pentru că nu exista o bază suficientă de producere a medicamentelor pe bază, denumite statine, din regnul vegetal. Și așa au apărut mevacorul și zocorul, care reduc sinteza de colesterol hepatic, zetianul și vitorinul, care scad absorpția intestinală, lopidul, care ridică colesterolul bun, nivelul de colesterol bun, și aici este cazul să spunem telespectatorilor că la un colesterol total este bine că atunci când ne facem o analiză la o clinică încadrată cu profesioniști care să nu ne pună pe banii dați rezultatele din burtă ca să scape de noi și de consumul de reactiv și de manoperă. Da, că da, se întâmplă sigur că da, se întâmplă. Trebuie ca acest colesterol bun să nu depășească 130 de miligrame, colesterolul bun să depășească un minim de 40 de miligrame pe decilitru, iar colesterolul rău să nu depășească un maxim de 130 de miligrame pe decilitru. Deci un raport ușor depășit de 1 la 3 colesterol bun față de colesterolul rău. Deci este deosebit de important atunci când ne facem o analiză de colesterol total să fim atenți la acest raport și să acționăm ca atare. Și aici, pentru că veni vorba de medicație și este butada că ne săpăm groapa cu dinții, deci nu trebuie să ne repezim, să ne cheltuim gruma de pensie sau de salariu pe medicamente de sinteză, care au prețurile lor destul de mari. Așa cum s-a arătat, o dietă din care excludem alimentele furnizoare de colesterol exogen, cum sunt untul, ouăle, carnea grasă, tot ce, laptele integral, da. Acum nu zic să renunțăm total la un consum de ouă. Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul unui ou la 2 zile, care ne aduce un aport de cel puțin 215 mg de colesterol exogen. Deci aici este să folosim la alimente... oamenii sănătoși, da, se poate, dar cei care au avut probleme cum eu am avut, a trebuit să renunț și la ouă asta. Veganii, domnilor și doamnelor, care nu consumă absolut, la ei colesterolul este 0 prin aport exogen, deoarece refuză să consume și mierea, că și mierea este de proveniență animală, zic ei. A, nu. Da, da. Acum sunt diverse categorii, dar la ei, eu consum miere. La ei, sinteza proprie endogenă de colesterol acoperă necesarul. Totuși, când necesarul de colesterol al organismului depășește sinteza, ia uitați-vă ce bucurii aduce. Deci un aport redus de colesterol duce la demență, la Alzheimer, la depresie, la suicid, la Parkinson, la nașteri premature și la disfuncție erectile. E și normal, domnilor. Din colesterol se sintetizează hormonii sexuali și atunci, prin deficiență de aport, normal că scade și această funcție. Oricum, în cazuri foarte rare. Eu n-am auzit pe nimeni să aibă colesterol sub 100, de exemplu. Da, da, da. E drept, dar la vegani se poate întâmpla acest lucru. Deci, atenție. Da. Vegetarienii, după cum știți, mai consumă și lapte, mai consumă și ouă, carne nu consumă ei. Da. Și ceea ce este un lucru foarte bun. Să revenim la statine. Da, acum, da, mai am o întrebare legată de statine și anume efectele acestea acumulative pe termen lung. Da, de care le-am amintit, astea sunt reacții secundare. Să știți că nu este obligatoriu ca aceste reacții să apară la toată lumea. Sunt individualități demne de luat în seamă de la bolnav la bolnav, pentru că în organism medicamentul respectiv nu e de capul lui, ci interacționează cu tot felul de sisteme care pot fi, să zicem, cu o funcționare normală sau cu o funcționare deficitară, care se răsfrânge. De exemplu, dacă bem suc de grapefruit, s-ar putea ca acțiunea acestor statine să fie împiedicată. Și pentru că venim la dietă, din care excludem alimentele care au colesterol, ne putem scădea frumos colesterolul până la cifra amintită aici de 25%. Ce înseamnă 25% din 300 de miligrame? De la 300 de miligrame se declanșează hipercolesterolemia și deci intri în patologic. 25% din 300 de miligrame, doamnelor și domnilor, înseamnă 75 de miligrame, nu? Scăzând din 300 de miligrame, ajunge aproape în limita normală, că de la 240 la 280 încep să te sperii și să iei medicația respectivă. Da, eu acum am 234 și chiar la limita. Și uitați-vă, sucul de rodii, 50 de mililitri pe zi, scade colesterolul. 50 de mililitri pe zi. Din fericire, găsim suc de rodii la magazin. Nu facem reclamă aici, magazinul respectiv, dar cumpărătorul poate găsi. E drept că nu integral, dar dacă conține 50% suc de rodii, este ok. Pe lângă statine, acum să știți și sitosterolii, care i-a amintit doamna profesoară, și care se găsesc în uleiul de porumb, și care se găsesc mai ales în uleiurile presate la rece. Da. A apărut un concurent periculos, este octosanolul, un alcool superior, iar o substanță naturală, care se extrage din ceara protectoare a trestei de zahăr. Este prin rolul lui, protejează biologic de atacurile diverselor paraziți sau ciuperci, trestia de zahăr. Printr-un simplu procedeu de solventare și după aceea prin distilare selectivă se obține acest alcool, care tabletat, uitați-vă că ne aduce și el beneficiile necesare, fără să ne aducă și reacțiile secundare date de statine. Acum a intrat pe mai am o întrebare tot pentru cineva care m-a rugat foarte mult pe internet să pun această întrebare. Care ar fi mecanismul enzimatic al demielizării? Demielizare. Da. E vorba de scleroza multiplă. Da. Deci, acolo lucrurile nu sunt foarte clare, că dacă am ști, am putea să o și tratăm. Se bănuiește. Da, știți că este o persoană care a găsit la un moment dat în Statele Unite, a fost un documentar și a spus că adenozin monofosfatul poate să inhibe. Adenozin. Da, ăla, adenozin. Da. Adenozin monofosfatul. Dar nu se mai găsește, în general se putea fabrica din adenozin trifosfat prin reducere. Da, și deci persoana în cauză îl caută și nu-l găsește să-l cumpere. Sub formă de injecție era. Nu, știu că este și un profesor originar din România, Claude Nicolau, care lucrează pe derivați din acestea nucleotidici, care ar avea efect nu numai în cancer, adică în cancer, dânsul a fost interesat, dar și în scleroza multiplă. Și dânsul acum lucrează în grupul profesor laureatului Nobel, care este și doctor honoris causa al Universității Babeș-Bolyai de la Cluj, chimistul pentru chimie macromoleculară. Da, Jean-Marie Lehn. E în grupul lui Jean-Marie Lehn la Strasbourg, Claude Nicolau. A prezentat o conferință la Academia Română acum o jumătate de an, cam așa ceva, pe această temă. Însă și dânsul era în... Deci sunt în faza de testări clinice cu acest produs derivați nucleotidici. Deci pornind de la nucleozide, de fapt, deci adenozin monofosfat e un nucleozid fosfat, în care e o grupare fosfat, după aceea difosfat și trifosfat, ATP-ul, care este moneda de schimb energetic în lumea vie. Mai știu de asemenea din Elveția, la Spitalul Cantonal din Basel, acum 15 ani, se testau ceva peptide sintetizate de o companie biotehnologică din Israel în scleroza multiplă și a dat anumite rezultate. Nu știu însă cum s-a finalizat acest studiu. Deci asta era acum 10-15 ani în Elveția. Deci lucrurile sunt destul de complicate. Deci nu are componentă genetică, asta este clar, deoarece la gemenii monovitelini unul poate să facă, altul nu poate să facă. Se bănuiește că ar fi un virus. A fost suspectat la un moment dat virusul rubeolei, care ar fi implicat în acest proces de demielinizare, adică distrugerea acelui izolator al axonilor, izolator electric, să spunem. Sunt niște fosfolipide, apropo de lipide, sunt fosfolipide foarte implicate în această protecție cu mielina. Totuși, n-aș vrea să plec de aici fără să nu le spunem telespectatorilor. Am vorbit de omega-3, că reduce colesterolul circulant. Dar vedeți dumneavoastră uleiul de in, care are un ușor gust de pește, deoarece are aceiași acizi nesaturați, nu este comestibil ca să pregătești mâncarea, ci numai în salate sau administrat cu lingurița. Uleiul de cânepă și el are un conținut notabil, dar sub uleiul de in, nici el prea mult nu este folosit la gătit, pentru că este sensibil. Și atunci ce ne rămâne, domnilor și doamnelor? Ne rămâne uleiul de rapiță, liber de acid erucic, deci s-a izbutit ca să se obțină soiul ameliorat genetic, deci, care producția de acid erucic este... Vedeți, e înjurată foarte tare această ameliorare genetică, dar uitați, aici a fost și de la biocombustibil, uleiul de rapiță se folosea ca biocombustibil din cauza conținutului de acid erucic, acum uleiul de rapiță, mai ales în Statele Unite, se consumă la raft mai tare ca uleiul de floarea soarelui și scade cu 20% într-o folosire de 5 luni, scade colesterolul sanguin. O altă găselniță și noutate este ceaiul de coriandru. Bezi ceai de coriandru și scade colesterolul. Le mulțumesc invitațiilor pentru participare și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit și vă reamintim că data viitoare vor fi alături de mine profesor doctor inginer Florin Dan Irimie, șeful Catedrei de Biochimie și Inginerie Biochimică, și profesor doctor Adrian Pătruț, ambii de la Facultatea de Chimie, și din nou domnul cercetător Ioan Marinescu, de profesie farmacist, pentru a continua dezbaterile pe această temă de mare interes și așteptăm întrebările dumneavoastră prin telefon sau e-mail, datele mele fiind publice pe paginile de web accesibile tuturor. În curând, la Știință și Cunoaștere, vom aborda o tematică ceva mai filozofică, și anume înțelegerea științei de către publicul nespecialist. De ce avem nevoie de așa ceva? Cum se poate face o educare în acest sens? Care ar fi perspectivele jurnalismului de știință în România și multe altele? De asemenea, mai avem pregătit o nouă întâlnire cu interpretul, compozitorul și programatorul Adrian Borza într-o ediție specială numită Muzica și calculatorul, partea a doua. Vă reamintesc faptul că muzicianul grec Iani va concerta pentru prima dată în România, la București, în data de marți, 13 septembrie 2011. În curând, la Știință și Cunoaștere, se află în pregătire un serial de 10 episoade legat de anul 2012, dar mai multe detalii la timpul potrivit. Fiți alături de noi data viitoare la o nouă întâlnire cu Știință și Cunoaștere.